Gilie. Cum e? Cu marionete, cu... Eu ți-am spus că nu folosesc cuvântul ăsta și n-am să-l folosesc niciodată. Tu ai mai... Dexul spune păpușă sau figurină acționată de o persoană cu ajutorul unor sfori, bine, figurat, spre a interpreta diferite roluri în teatru de păpuși. Sigur, asta este înțeles. La propriu. Da. Pe care guvern manipulat de forțe aflate în umbră. Sau persoană care face exact la milimetru ce îi spune cineva. Ce mai este de comentat după ce iese despre asta e vorba? Gigi Becali și spune că am... Nu, dar ca să știi despre ce e vorba. Negru pe alb că el face absolut tot în clubul ăsta. Da, păi tu dacă să știi. Și s-a ajuns și în zona asta de... Știi cum e că... Acum nu știu dacă e cel mai bun exemplu. Dar Lavrov nu iese din cuvântul lui Putin. Da. Este exact și aici la fel. La... Sigur că... Un ministru de externe, în principiu, trebuie să urmeze politica guvernului. La fel și... Da, dar Lavrov are și păreri personale la un moment dat. Nu cred că îi dictează Putin. Păi da, și mie mi-are domnul Becali a spus și mie mi-are păreri personale. Eu sunt stăpânul și ei sunt slujitorii mei. Adică argați. Aș folosi eu alt cuvânt din limba română. De fapt, slujitor este... Totuși ai un grad superior când mai faci niște lucruri, când ai și o inițiativă. Când ești argat, atunci asculți tot ce spune. Tu ăla este stăpânul, tu ești argatul. Spune tot ce îmi convine mie. Doamne, la ce am ajuns să discutăm într-o emisiune de sport? Da. Păi dacă sport se întâmplă este așa echipa ceva... Este echipa care putea să fie campioană. În felul ăsta. Deci, sunt pus pentru în fața întreb... să comentez eu că Gigi spune lucrul ăsta. Adică... Da. Păi dacă da. Spune și spune la televizor... Păi eu îți mai spun o fiată următoarea chestiune. Ei vorbesc, au dat o lege acum despre antrenorii marionetă, da? Despre antrenorii paravan. De acord? Hai, paravan, dacă îți spui. Sunt antrenori posesori de licență care, de fapt, nu sunt implicați în procesul de pregătire, Radu. Și el alții adevărat sunt. Pentru că mai sunt oameni care ne ascultă, care ne privesc, antrenori posesori de licență care nu sunt implicați în procesul de pregătire. Antrenori paravan, că sunt prea multe cuvinte. Am înțeles. Paravan. Ok. Dar un antrenor care este pus, acum să spunem, la o echipă oarecare, FCSB sau alta, și care nu are libertatea de a decide ceea ce trebuie să decide un antrenor, ce este? Un antrenor care îi se face echipa... Este un foarte bun executant. Dar nu e un antrenor paravan? Un antrenor paravan și ăsta? Știi ce nu înțeleg eu? Întreb. Nelu, te rog frumos să nu-mi pierd ideea în speța asta. Procesul de pregătire în momentul de față la echipa, rezultatele astea pozitive... Da. Deci, de procesul de pregătire se ocupă acest antrenor care se cheamă Pintiri, delegatul echipei, da? Da. Că paravan. Tot ceea ce, cum? Paravan. Că tot ceea ce se întâmplă în alcătuirea primului 11 trebuie să treacă prin trebuie să treacă la Gigi. Gigi face toate schimbările. Dar totuși trebuie să nu luăm trebuie să nu luăm și rezultatele astea pozitive care sunt făcute de acest antrenor care se ocupă de pregătirea jocului, de procesul de pregătire al echipei, de tot ceea ce înseamnă ciclul săptămânal. N-a luat nimeni. Eu, știi ce nu înțeleg eu? Dumnezeu, noi se spune în regulament că trebuie să ai la echipele de club antrenor cu o anumită calificare, cu un anumit nivel de pregătire obligatoriu. Așa. Noi avem asemenea oameni, dar nu îi angajăm pe ea ca și antrenor la noi la echipă. Angajăm, precum este Pintili. Păi stați puțin. Angajăm, precum este Pintili, că spunem că ăla e mai bun decât unul care face școală. Și întrebarea este, dom'le, școala la ce îi ajută? Dacă ăștia din afară nici nu alege niciunul nici acum cu școală. Decât de paravan. Asta e problema lor, nu problema școlii. Păi stați puțin. Da, acum hai să revenim. Restul de echipă aleg antrenori cu școală. Dar eu vă întreb ceva. Corect. Marea majoritate a echipei aleg antrenori cu școală. Înseamnă că școala pe care o facem noi... Nu, domnul Crăciunescu, dumneavoastră alegeți o excepție ca să o generalizați. Dar de ce e excepție? Păi restul de echipe au antrenori care au făcut școala cu licențe și care nu sunt paravan. E o singură echipă, două în momentul de față, care aleg să ia antrenor paravan pentru asta, pe o super minoritate. Nu sunt. Și e normal să fie două echipe care aleg. Păi nu e normal, dar e puțin procentual vorbind, adică nu trebuie să fie mai mare procent. Nu, dacă era un număr mai mare, erau mai multe echipe care erau în situația asta, însemna că e un fenomen care susține ce spuneți dumneavoastră. Faptul că de fapt dacă ai licența pro, nu e o calificare reală, nu este ceva care
te ajută să-ți practici meseria în mod, nu doar pe decent, ci chiar la un anumit pot să vă spun și eu, pot să vă pun o întrebare apropo de ce a decis Federația Română de Fotbal, da? Deci antrenorul din acte va fi suspendat pe 2 ani și sancționat financiar cu 20.000 de lei, în timp ce cel de facto va primi o amendă de 25.000 de lei. Și suspendările deja prevăzute în regulament. Pentru antrenorii care își vor închiria licența de acum înainte. Păi cum? Era o formă de a-ți închiria licența. Asta făceau. Cum demonstrezi tu că eu îmi închiriez licența? Pe asta am întrebat și eu. Asta e întrebarea, da. Prin acte de notorietate, prin notorietate, cum se spune. Cum au făcut-o? Ei au luat decizii la Comisia de Disciplină pe baza notorietății, cum se spune. Tu nu ești, nu există o hârtie că ești undeva, dar e de notorietate, e cunoscut, se vede, s-a spus, s-a vorbit, toată lumea acceptă că tu ești acolo. La FCSB nici nu e greu, pentru că FCSB și spune cine este antenorul real și cine este cel din acte. E destul de simplu. Aici se face chiar pe baza autodenunțului. Și de acum încolo, FCSB-ul va spune, antrenorul principal este... Da. Și la FC Argeș este de notorietate. Da. Că oamenii vor să-l dea afară pe Marius Croitorul, pe Constantin Schumacher. Exact, da. Înțelegeți? Da. Bine, haideți să mergem către cea. Vom vedea cum vor rezolva. E greu de stabilit. Este că e greu. Foarte greu. E greu de demonstrat. Da. Da, adică în mod normal nu ai un mecanism. Eu te pun antrenor, deci antrenor cu licență, ești antrenor principal, vii la antrenament, faci proces de pregătire, poți să ieși și la conferința de presă, poți să faci orice. Ce veste am primit. Ce? Ia spune. Ce veste minunată. Alex, chiar o veste minunată. Te rog. Andrea Companio, țineți-vă bine, a fost selecționat de Mancini, preselecționat de Mancini, pentru cele din tâi meciuri din preliminarele campionatului european ale Italiei. Și ce? Companiul nu are... Fantastic. Mi s-a părut că nu are calități? Mi se pare o veste cosmică. Să iei un atacant... Pe când s-a mai întâmplat asta? Păi și dacă s-a întâmplat, cum ce are? Asta spun că e excepțional. Mi-a plăcut tot timpul. A avut foarte tare. Are calități foarte bune. E foarte tare. Companiul. Și fizicul ajută și calități. Adică nu și știu ce bine vreau să mă gândesc cu ce concurență. Da. Ce concurență. Pe cu Imobile, nu? Cu Imobile, da. Număr 9 autentic. Mă rog, cine mai? Că acum m-a mai dat așa. Di Lorenzo, nu? Nu, e fundaș. Di Lorenzo e fundaș. Bine, dar oricum știrea e genial. Repede, să dăm niște goluri al lui Companio, vă rog eu, ceva. Păi dă-le pe de etapa trecută, că a dat două. Unii penalti. Ăla cu capul, ăla e foarte frumos. Ăla foarte frumos cu capul. Asta e o chestiune de lăudat pentru cei de la FCU Craiova și pentru cei de la FCSB, care au creat acesta. Mai mult cei de la Craiova, care l-au luat de departe, dar și cei de la FCSB, pentru că au reușit, uite, sub imaginea lor, în mandatul, în echipa lor, să-l promoveze pe Companio. Genial, asta mi se pare, domnule, foarte tare. Pentru mine e o super surpriză. Și o să așteptăm și scorul cu cât se vinde, că o să apară și scorul cu cât se vinde. El este co-golgheterul campionatului României, Companio, alături de Dugan Zic, de la Rapid, cu un gol mai puțin din acțiune, aceeași număr de goluri totale, dar un gol mai puțin din acțiune decât Dugan Zic, pentru că restul sunt din lovitura 11 metri, dar Companio, spre deosebire Dugan Zic, n-a ratat. Din câte mi-au aminte, niciun în sezonul ăsta nicio lovitură la 11 metri. Fizic de atacant are. Detentă foarte bună are. Da. Lovirea mingii cu capul văd că o are foarte bună. Să vedem dacă va rămâne în lot. Deja e o veste bună. La concluzia că e fotbalistul perfect. Nu. E sincer, nu mi se pare de naționala Italiei. Dar e o veste tare. Sigur că e. Da. Deci în lotul... Da, e preselecție. Da, lotul lărgit. Da. Bun. Încă o dată, nu știm dacă va fi acolo, nu știm dacă va juca, dar faptul că Mancini, poate spune ceea ce despre Naționala Italiei un pic în momentul ăsta, necalificată la Cupa Mondială în două turnee consecutive. Dar campion european al titlului. Dar campion european al titlului, da, asta este un paradox ăsta monumental. Ia uitați-vă unde are picioarele. Aici uitați-vă când sare la cap până unde ajunge cu picioarele. Ca să nu spun de înălțimea lui. Da. Și ce bine lovește aici. Bun, asta e o mare veste. Bun, trecând peste ea și cu felicitările pentru companie și cei de la FCSB că au reușit să
să scoate un asemenea atacant, deși compania a suferit acolo, unii spun că n-a avut destule minci și mai departe, dar i-a captat ochiul lui Mancini. Să vedem așezările, dacă se vede, poate facem niște arbitraje, a vorbit un pic de Ucluș cu Farul și o să vedeți de ce